Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Subvenția guvernamentală pentru mașini electrice precum Dacia Spring, deci mașini produse în China, da, va fi anulată curând. Nu la noi, ci în Franța, dar aș zice deocamdată doar în Franța. Acum n-aș vrea să înțeleagă greșit, nu am niciun fel de informație în sensul ăsta, este pur speculativ, este doar părerea mea, dar mi se pare că semnalul a fost dat și va veni și la noi. Deci francezii, ca și noi, au un bonus pentru mașini electrice la cumpărarea de mașini electrice, la ei mai mic. La noi e 10.000 de euro, la ei cred că e 5.000 de euro, ceva de genul ăsta. Francezii îl vor anula pentru mașini care nu sunt produse în Uniunea Europeană. Și potrivit publicației Profit.ro, directorul financiar al Renault Group a declarat că Dacia Spring va deveni prea scumpă pentru piața franceză după ce va pierde subvenția la achiziție. Bonusul ecologic. Evident. Prețul va sări, prețul acestei mașini va sări de 20.000 de euro. Deci Spring va fi mai scumpă decât nou lansatul Citroën EC3, care este oarecum în aceeași clasă. Dar Citroën, fiind o mașină europeană, va păstra bonusul de 5.000 de euro. Uh-huh. Ceea ce va însemna că va costa aproximativ 18.000 de euro acel Citroën. Uh-huh. Și Dacia va sări, mă rog, se va duce înspre 23.000 de euro. O diferență mare. Dar Citroenul are roți de bicicletă? Da, iată. Adică sunt avantaje și dezavantaje dacă renunți la Dacia Spring. Mi se pare uluitor, totuși, prețuri uriașe sunt pentru aceste mașinuțe. Ele sunt foarte mici, sunt niște mașini de oraș. E plin București de ele altfel. Da, da, de foarte mare succes. Și trebuie să ne întrebăm dacă nu ar trebui să aplicăm o regulă asemănătoare și în România. Și anume, ca mașinile care sunt produse în afara Uniunii Europene, nu putem să limităm doar la România, dar mașinile care sunt produse în afara Uniunii Europene, mașinile electrice, să nu mai beneficieze totuși de aceste ecobonusuri atât de mari. Mai ales că în curând, din câte știu, vor fi produse mașini electrice și în uzinele de auto din România. Deci avem mașini electrice și aici, în România. Da, avem mașini electrice și aici. Ideea este marele noastre, domnule. Da. Ideea este să încurajezi producția locală și crearea de locuri de muncă aici, pentru că, na, în felul ăsta, taxe plătite aici. Ideea ar fi să încurajezi ăștia să facă ceva, să mai lase prețurile, care sunt aberant de mari. Și mă gândeam acum, chiar mă gândeam recent, la aia săracii care și-au luat primele generații de mașini electrice. Alea de mergeau 100 de kilometri. Da. 150, gata, avea autonomie. Ce s-o fi întâmplat, mă, cu alea? Că au dat și o groază de bani pe ele. Le-au făcut remorcă. Nu, da, îți dai seama, nu ți-o mai cumpără nimeni. Adică cine cumpără o mașină care inițial a avut autonomie 150 de kilometri, actualmente, după 4-5 ani cât au trecut, probabil mai are 80. Și au scos bateriile și le folosesc la telefon acum. Asta zic. Și mașina a făcut o coteț. Îi ține mai mult. Am testat eu. A făcut o coteț. Că altfel am văzut că progresează. Adică din ce am mai citit și eu, actualmente au ajuns la niște autonomii civilizate. Da. La vale. Sigur. Pe niște zeci de mii de euro momentan. Foarte da? Scump. Dar erau scumpe și atunci. Am testat, nu mai știu. Așa a fost și cu televizoarele când au apărut LCD-urile peste alea cu tub. Da. A început cine s-a aruncat, a dat o avere și a luat o porcărie de televizor peste un an, era complet depășit. Cei care vor să fie avangardiști, da, își asumă și astfel de riscuri. N-ai ce să-i faci. Avangardă ușoară. Da. Dacia Spring este produsă integral în China. Integral în China, adusă cu vaporul și pentru fiecare model Dacia Spring cumpărată în România, mașină foarte populară, statul român a plătit câte 10.000 de euro statului chinez, industriei auto chinezești. Deci România a subvenționat China. Și continuă să subvenționeze China. Se pare un pic ciudat, adică, pe bune, noi subvenționăm industria auto din China? Cred că toată planeta subvenționează China, mai mult sau mai puțin. Una este să cumperi produse chinezești, că nu te oprește nimeni. Dacă vrei să cumperi produse chinezești, ok, dar de ce să subvenționeze, că statul nu are bani, adică de ce să subvenționăm noi, contribuabilii, industria auto chineză? Se presupune că subvenția și ajutorul e dat cetățenilor care vor să încurajeze genul ăsta. Sigur, poluare mai mică, nu? Băi, adică asta ai protejat cumva mediul. Industria auto chinezească. 10.000 de euro dați din banii contribuabililor români pentru fiecare mașină cumpărată, mașină chinezească cumpărată și importată în România. De altfel, din câte știu, se discută și despre reconfigurarea întregului program Rabla, adică nu doar pentru mașinile electrice,
Există diverse discuții așa prin Parlament, prin zona guvernamentală, dacă nu, care cumva ar trebui să existe o limitare pentru plata acestui bonus sau acestei subvenții, mai ales că e austeritate acum. În sensul că unii se întreabă de ce se plătește totuși o primă de casare pentru oameni care își cumpără mașini foarte scumpe. E o întrebare care trebuie adresată. Toate mașinile scumpe acum, nu mai e mașina ieftină. Nu este adevărat. Am fost acum 2 săptămâni când a fost Transilvania Open și acolo a fost un eveniment în care mașinile de protocol pentru Transilvania Open erau Porsche electric. Uh-huh. Și organizatorii au avut amabilitatea și au făcut și un tur pentru câțiva oameni cu astfel de mașini Porsche electric, care sunt evident niște minunății. Adică mașina electrică are o dinamică cu totul specială, este o bucurie să conduci așa ceva, să șofezi așa ceva, și am făcut un tur prin județul Cluj. Mașinile alea costă de la 180.000 de euro în sus, bucata Porsche electric. Ce modele ne-au oferit ei acolo, Taycan. Așa. Dacă te duci și cumperi un model electric de 180.000 de euro, primești și un beneficiu de 10.000 de euro. Și întrebarea este, ce încurajezi în felul ăsta? Adică omul care dă 180.000 de euro pe mașină chiar are nevoie de aia 10.000 de euro? Sau vrei să încurajezi cumpărarea de mașini electrice pentru oameni care nu au decât 20.000 de euro, să zicem, să dea pe o mașină electrică? Și atunci îi dai 10.000 de euro. E o discuție, opiniile sunt variate în privința asta, nu știu cum e mai bine, dar cred că discuția este legitimă și merită purtată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.